facem prezența. Deci, domnul Vlad Corin. Prezent. Domnul Antoi Gerian Corin. Domnul Conceiu. Domnul Pana Dian. Prezent. Domnul Vărtin Vasile. Domnul Vărcescu Gheorghe, afară. Domnul Cățică Gheorghe, domnul Plomeliu, domnul Vărcescu Sorin, domnul Vărcescu Constantin, domnul Vărcescu, domnul Vărcescu Corin, domnul Vărcescu Petre Adrian, domnul Vărcescu Constantin, domnul Cihorinie, delegat Sotesc, domnul Piuș Ioan Brand, delegat Sotesc. Eu sunt bine și eu, ținește. Domnul președinte, să știi ce să scrie. Procesul verbal de ființa trecută, dacă a fost citit. Da, cine este pentru, cine va da, pe Stefan, da, cine împotrivă, nimic. Rogat fiilor din de zi, punctul numărul 1, proiect hotărâri privind aprobarea de punerii proiectului renovare energetică școală primară Sat Bâlca, comuna Cotlopeni de Zbacău și nota de fundamentare de scrierea investiției. Punctul numărul 2, proiect de hotărâri privind aprobarea de punerii proiectului renovare energetică școală gimnazială Sat Borșan, comuna Cotlopeni de Zbacău. Punctul numărul 3, proiect de hotărâri privind aprobarea regulamentului privind acordarea titlului cetățean de onoare al comunei Cotlopeni de Zbacău. A patru diverse. Cine este de acord cu punerea de zi? Să abține împotrivă nimeni. Trecem la primul punct. Bănuiesc că ați avut materiale. O să dau citire referatului de aprobare. Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului renovare energetică, școala primară Sat Bâlca, comuna Cotlopeni-Județul Bacău, în ordinea Ministerului Dezvoltării, Planului Publice și Administrației, numărul 999, din 10.05.2022, s-a aprobat ghidul specific, condiții de accesare a fondurilor europene, aferent de planul de redresare și reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR pe 2022-C10, fondul local prin care se pot finanța lucrări de reabilitare termică a școlilor. Prin prezentul proiect de hotărâre, propun demararea investiției de reabilitare termică a școlii primare, Sat Bâlca, comuna Cotlopeni și județul Bacău, prin fonduri europene. Da, două, trei cuvinte, dar știți foarte bine că s-a dat drumul la aceste fonduri PNRR, Planul Național de Reziliență și Redresare sau Redresare de Reziliență, cum vreți să-l numiți. Acum s-a dat drumul la măsura asta pentru eficientizarea energetică a clădirilor, instituții publice vorbesc, și noi singurele școli care nu sunt izolate termic, și școala de la Borșani și școala de la Bâlca. Bâlca. Da, dar sunt puncte diferite, mai ales. Da. Bun. Prin urmare, n-am stat să pierdem timpul și am accesat pe PNRR-ul și vedeți că deja în școala de la Borșani deja nu avem activitate decât cei partea de grădiniță, adică mă grădinița, dar am spus și repet, acea clădire nu rămâne pentru degradare. Deci noi trebuie să conservăm ceea ce avem, mai mult de atâta. Eu am propus la nou plan școlar 2022-2023, stau la altă stare, acum e gata, fiind școala prea aglomerată, activitatea școlară pe școala Coțofănești, adică încărcătura este prea mare, să desfășoare cursuri și la Bursa. Adică învață dimineața și pe amiază. Normal și firesc, copiii nu trebuie să învețe decât dimineața. Așa sunt în normele Ministerului Educației. Numai dimineața. Că se spune că atunci copilul vine odihnit de acasă, vine fresh, la 2 spune, la 12, 1, când deja e obosit, nu mai are eficiența necesară, nu mai dă randamentul scontat și mai departe. Deci, din ce știu eu, adică, indiferent de situație, că vom muta din activitatea școlară, nu vom muta, acea școală are acoperiș pus, deci șarpanta și acoperișul este pus, noi o facem pe din afară, deci în afară că punem polistirenul, vine și cu fațada făcută peste pune, adică o facem să fie la cheie și o facem și în interior. Acea școală, numai că nu avem nevoie de o activitate, că va fi școlară, că va fi ceva legat de școală, că va fi ceva care chiar ne va trebui, o avem pregătită. Deci, avem și acum, fac și trecerea la punctul 2, pe aceeași chestiune, că am făcut pe puncte separate. Deja noi am demarat proiectul, deja am demarat cererea de finanțare pe PNRR-ul. Ne mișcăm foarte repede, că e păcat, dar noi puteam sta și fără a izolarea asta termică.
Dar nu e păcat să perzi ceva ce se dă degeaba. Adică eu așa am zis. Deși pentru noi un volum de muncă mult mai mare. Când, în momentul nu știu, n-ați avut tangenții cu fonduri europene. În momentul când ai tangenții cu fonduri și accesezi fonduri europene, îți angajezi o responsabilitate foarte mare și în care trebuie să răspundă de fiecare bănuț cheltuit și fiecare hârtie pe care îi emiți, administrativ vorbesc. Pentru că e de muncă și așa, ca să nu ai de muncă, nu faci, că nu te împinge nimeni la spate, știi? Dar eu am zis că e bine să facem. Și de asta avem cele două școli și te punem la punct și vă să punct de energetic și cu această gară rămâne și cu fața la făcută. Dă cimentul, dă și culoare. Da. Despre asta erau cele două puncte. Altceva, dacă aveți dumneavoastră ceva de întâmplat, nu mă întrebați că nu știu exact. Știam cât e grandul, dar nu mai țin minte grandul de studiu în cap. Da. Nu știu exact cât se... Știu, domnul consilier, acum... Da. Dacă avea cineva pe noastră, mă întreba. Supun la vot proiectul de comisie de specialitate. Comisia vizită favorabil. Supun proiectul de la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Asta e la punctul 2. E similar cu punctul 1. O cerere de capul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului de renovare energetică școală gimnazială Sat Borșan, Comuna Țărtănești de Tubacă. S-a cerut de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, numărul 999 din 10-a 5-a 2022, s-a aprobat ghidul specific condiții de accesare a fondurilor europene, aferente planului de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR pe 2022-10, fondul local prin care se pot finanța lucrări de reabilitare termică a școlilor. E aceeași chestie, domnule. Numai că suprafețele de fier, școala de la Borșan este mai mare decât cea de la Buca. Deci și sumele vor fi diferite, în rest, n-am ce să le spun. Noi avem acum o grămadă de proiecte, avem și pe Angel Salini, avem drumurile pe care bulițele le-au rezolvat, avem și pe... nu scapă. Dar vă spun, mai avem accesat și pe alte fonduri, mai avem și PNLR-ul 2 care nu este gata, avem poimul care e cu gazele, deci e de treabă pe partea de investiții foarte mult și vă spun, nu e aici de acolo, nu am vreo să mă fight, numai să vă spun că e un volum de muncă foarte mare, care, încă o dată, mă repet, solicită foarte multă responsabilitate, pentru că sunt bani europeni și dacă ar fi o parte de PNDL-ul guvernamental, la orice bănuț, uitați, noi avem curtea de conturi, care stă o lună și o jumătate aici, în care verifică fiecare ban cum s-a cheltuit. Că e pe investiții mari, că e pe reparații mici, curente, că ai luat un bec, că ai luat un pix, că ai luat hârtie de scris, că ai făcut mentenanță la tehnica de calcul, că ai făcut. Deci se verifică orice bănuț, se răspunde pentru orice bănuț. Bineînțeles, se verifică în teren. Orice investiții și orice lucrări sunt verificate în teren. Totodată, noi verifică și școala. Școala care, de fapt, este un ordonator principal de credit, este ordonator terțiar de credit, îi primesc de la noi, din bugetul nostru local, de la Consiliul Local și nu atât primesc aceste bani, pe care îi gospodăresc ei, dar da responsabilitatea, ca să-i numesc pe domnului director, ca să știe dumneavoastră la un moment dat cam cum funda lucrurile, răspunzător direct suntem noi. Și felul cum îi cheltuiește și pe ce i-a cheltuit și dacă i-a dus unde trebuie și dacă nu i-a dus unde trebuie, tot noi răspundem. Deci nu înseamnă, ei au cum să vă spun, dacă vreți să au autonomie în felul de a se gospodări. Dar în rest nu, totul e de la noi de aici, la Consiliul Local, la primărie. Da, verifică și pe ei, verifică și bisericile unde s-a investit bani, se verifică orice. Asta. Da. Comisiile? Comisia rezultă la vot. Da, spun la vot, trebuie să trecem și pentru. Lasă unul de acord. Trecem la punctul numărul 3. Referat de aprobare la proiectul 3 privind aprobarea regulamentului privind acordarea titlului de cetățean de onoare a Comunei Coțofănești. Potrivit prevederilor articolul 129, alineatul 13, din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, se stabilește că atribuția Consiliului Local și conferirea titlului de cetățean de onoare al Comunei.
Aceasta se face potrivit unui regulament aprobat de Consiliul Local, care trebuie să cuprindă condițiile de acordare și de tragere a titlului. Prevederea de regulament de față a propus atât condițiile de acordare și de tragere a titlului, cât și drepturile și obligații instituțiunii de onoare. Da, da. O să rog pe domnul secretar, pentru că... Nu am puțin. Da. S-a stăgat o greșeală în materiale. A rămas, așa, am luat la prea mare. Ați inspirat. Și... Da. Ce se întâmplă? Sunt diferite regulamente, altele acordă și teren, transport gratuit în mijloace de transport, dar s-a venit bine, bine, dar nu avem cu așa ceva. Aici, i-ați făcut toate și din drepturi. De spăducere și de nu sunt de acord, adică nu, nu cred că ar fi bine să dea și teren pentru cetățean de onoare, pentru pentru cetățean de onoare, pentru teren. Eu cred că chiar e bine că nu sunt prea multe drepturi. Sunt onorifice. Drepturile sunt onorifice. Aici, îndatorire, nu sunt cam pe măsura drepturilor, așa că, practic, nu sunt onorifice. Ar vrea să spuneți câteva despre chestiunea asta. Da, a spus, a spus. Da, adică ce facilități ar începe în cetățean de onoare? Da, sunt mai multe lucruri. Mai mult simbolic. Onorifice, participarea la... Spun, dar nu știam o dată că e scutit de taxe și impozite. Eu nu m-am uitat. Am văzut într-un regulament la o comună. Diferă de la localitatea la localitatea. Eu zic că dacă tot îi dai un număr omul, o să beneficiezi de ceva. Adică... Eu dau un teritoriu comunii noastre. Poftim? Dacă nu e pe teritoriul comunii noastre, poate beneficia. Nu contează, poate pui mâine și cumpără un casă pe teritoriul comun. Da, bine, teritoriul se poate. Se poate prinde. Deci prin trebuie scutit de dați. Da, unde poate? Poate vă vine gând, uite, vă apă o glumă, mă luați. Dacă o luați de bună, iar e bună. Poate vă faceți cetățean de onoare pe 30 de ani de primărie, cine știe. Acum. Zic și eu așa. Cred că nu prea am zâmbit, dar e bine. Dar e precizat. Ce e de impozite și așa nu e. Dar e bine. Precizat. Păi de ce? Dumneavoastră știți că noi mai avem acordat un titlu cetățean de onoare? Nu știe nimeni de asta. Nu era spun consiliu pe asta. Avem acordat un titlu cetățean de onoare, fără aprobare. Celui care le-a scos pe aia din totuși când în 2005, când a fost inundație. Se numește George Simion, nu cel care, nu-i la aia. Nici așa de nu. Nici așa de nu. Nici așa de nu. Așa. Și avem un cetățean de onoare. Există, există cazul în care se acordă când se participă la... Exact, dar a fost un act de bălăupă de eroism, dacă vreți, de sacrificiu de aia. Da, da, adică eu zic, cetățean de onoare, băi, dai niște facilități, omule, una. Poți să-i dai și în bani, poți să-i dai ceva. Bani n-am văzut. N-am văzut în bani. Eu zic că scutiri de taxe și impozite am văzut. Dar putem prinde. Prindeți, domnule. Dar pentru o casă, după aceea, o sută casă. O singură casă, pentru șată, domnule. Terenul a teren și până la nu știu cât e hectare. Bun, bun, uite, dar vreți bunurile proprii. Unele proprii a cetățeanului care îi se acordă. Poți să ai și... Poți fi o mașină, poți să ai o mașină, poți să ai... Asta este precizat. Păi da, bun, dacă am spus bunuri proprii... Păi, bunuri proprii poate fi și de 10 case. Păi nu, dar limitat. Nu, limitat, dar... Nu, singur. Prinde ce sunt dezeacord cu amendamentul ăsta? Da, da, păi așa. Mi se pare ce... Acum eu nu ascund. Pregătesem cu părintele Florea, care a făcut 25 de ani aici. Dumnealui și așa n-are niciun bun propriu. Da. Păi da, dacă se mută, poate se mută, nu se mută, dar poate se mută. Să aibă, sau ori faci cetățean de onoare pe cineva. Unul să aibă niște facilități. Nu mare. Acum, primăria Cotromânești nu mare nici cu impozitul de la un om, dacă el ia, dacă nu el ia, și dacă el ia, nu știu de ce asta, cu impozitul la un om. Bine, cu specificația pentru un singur bun, adică nu pe trei mașini, nu pe șapte case, nu pe... Ce mai avea la un om. Da. Dacă se dezacord și... Dacă domnii consilieri mai au din domnul Băncescu? Nu, voi am spus că sunt de acord. Dacă cineva mai vrea cu un amendament, știu, 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 prevăzut în regulamentul ăsta. Ana, vedeți ce ți-a făcut regulamentele astea? Eu am și la dumneavoastră, la regulamentul funcționare Consiliului Local, dumneavoastră puteți aduce amendamente. Acolo puteți să spuneți că puteți să fiți și la două ședințe.
Să fie și plătit. Să fie în limita legii. Da, e pe lege. Aveți dreptul. Aveți dreptul la regulamentele funcționare să veniți cu amendamente. Uitați-vă la distinșilor și parlamentar, cum se duc ședințelor și primeți bani. Dar asta nu înseamnă că, bă, am voie să lipsești, nu venim la ședință. Sau poți să nu primești bani, lipsezi, nu primești bani, dar nu te ajută de... Da, să fie motivat. Da, să fie motivat și nu la președință să fie scos din Consiliul Local. Adică poți să lipsezi, să fie motivat. Adică puteți veni cu amendamente pe anumite chestiuni. Trebuie uitat un pic pe lege. Da. Am văzut foarte multe regulamente funcționare în Consiliul Local care adăugite ca lume. Da. La cine face mai... Time? Comisiile? Aviz. Supun la vot, proiectul de legii este pentru. Împotrivă, abține. La punctul numărul 4, probleme diverse. Sincer, la diverse niciuna nu prea multe a răspune, doar atât vă spun în ce stadiu ne avem în investițiile care știți. În ceea ce privește alimentarea cu apa satelor și e bine să știți, eu am dat și pe grupul nostru Coțofănești Online și pe Facebook. Vedeți și la nivel de țară, pe mijloacele mass media, pe televiziune ați văzut. Este criză de apă la nivel național. Nu ne legăm de nivel mondial, european, dar la nivel național e criză de apă. Seceta este prelungită. Uitați-vă, dacă mai ține canicula asta și așa, că preconizează ăștia să mai ține, cel puțin o săptămână, două. Pânza freatică a coborât mai jos, zvoarele au început să sece. Toată lumea care a avut fântări, că cineva la o conversație de-a mea pe Facebook, când am zis că dăm cu program apă, nu spun cine era, cine urmărește, m-a văzut probabil. Dar, doamne, erau fântâni altădată, primăria se ocupa de fântâni și așa mai departe. Iar eu am răspuns. 70-80% din, cel puțin, satul Coțofănești și Bârca la fel, au fântâni proprii. Dar toți cei care au fântâni proprii, ei au rămas fără apă. Și ce au zis? Hai să ne branșăm în sistemul centralizat. Dar dacă la noi e apă, nu, dacă la noi în fântână nu e apă, dar dacă nu e în sistemul centralizat, înjurăm primarul. Adică el nu are voie să rămână fără apă. Noi în fântâni avem voie să rămânem fără apă, dar primarul nu are voie să rămână. El trebuie să dea apă. Că de-aia plătesc eu. Și am spus, doamne, plătești pe ce consumă. Nu e apă, eu nu fac biciță cu apă. Nu eu și-o vând la porți de stradă, nici nu o duc cu trenul și-o vând la Ghimeș, nici la Călăraș. Atâta apă este, atâta dăm. Am încercat să facem un program pe Coțofănești. E 7, dăm drumul la 6, la 7, 7, 11, 4, 21, 9. Adică e vorba de 5-9 ore pe zi de apă. Vă, frate, să spui și în cap. Dar important este și uitați-vă și la mesajul de la televizor și a guvernului. Apa pe timp de noapte se oprește, iar apa se folosește în scopul pentru uz casnic și menajer. Ne-am pus toată să sperăm, toate că am avut toată lumea, spală mașinile în fața porții, toată lumea udă toată grădina, toată lumea udă, nu spală covoarele, e o veselie. Când te duci ieși cu 3 lei, 1000 lei, un metru cub de apă, 1000 de litri de apă, se scarpe în buzunar, că nu prea are bani. Domnule, dar Borșanu de ce are pe ea? Spune de ce are Borșanu. Borșanu și sistemul este mai vechi decât Coțofăneștiul și Bârca. Dar Borșanu sunt 200 de abonați, aproape 200, și Coțofăneștiul are 600 și ceva. De 3 ori. Păi nu se compară una cu alta. Noi ne-ar mai trebui un pus și o vom face la care care trebuie să putem face față. Important e că pompere bagă, apă este, nu reușim să pompăm cât consumăm. Într-un moment. Că până acum vreo săptămână ați avut apă la discreție, n-a fost. Când am mai avut noi apă așa de o zi, două. Dar are să fost apă la discreție, asta trebuie înțeles. Iar la Tămâșoaia, fiind izvoare de suprafață, avem probleme. Oamenii au înțeles, am furat un puț la 800, la 180, 186 de metri. Avem apă berechet și o să dăm, o să avem Tămâșoaia apă berechet. Despre asta e vorba, dar mai durează, săpăm manual tot șanțul, deja am săpat cam 60%, 70%,
tot șanțul și ducem în bazin și acum vom mai fi probleme. Cu toți o venim la aceeași treabă. Deja am vorbit cu cele firme de la Comunești cu la Fors. O să vină săptămâna asta, vedem care e soluția și o să căutăm să nu rămâneți fără apă deloc. Dar și lumea trebuie să înțeleagă încă o dată, oameni. Nu ne apucăm să spălăm mașini. Bă, de udat, bă, udă. Udăm toți. Cu roșie, o vânătă, o... ce mai avem mai acolo, fasole, o... ardei un ardei. Băi, dar de spălat mașini, de spălat cu voare, dar, o, Doamne, iartă-mă. Toată lumea construiește. Pune, fă balastru, dă-i apă, dă-i apă. De unde e atâta apă, fraților? Că nu e așa cum se zice. Dar e foarte pronunțat. E pronunțat. Păi deja în Vrancea a dat. Dădea acum vreo 3 zile, cine s-a uitat, 9 locale, 2 comune care întreabă. Valea Seacă nu mai vorbesc, Ascutul nu mai vorbesc, că ăsta din jurnalul Ștefan în Bafel, toți. Că eu știu de când i-am vorbit, dar și programul lor cer. Nu, asta e treaba și lumea trebuie să înțeleagă, nimeni nu... Nu are vreun scop cum să se răzbunați, nu de apă la oară, la împăcate. Dar să aibă răbdare și cu răbdare vom mai rezolva, vom mai săpa un puț, să vedem unde mai găsim. Mai punem un rezervor, mai umplim un rezervor. Stăm 2 zile, pompăm apă în 3-4 rezervoare și apoi o să avem apă. Să căutăm soluții, nu stăm cu mâinile în buzunar, dar să nu fie așa de acizi, ca să vorbesc așa în postări și în discurs, că nu că cu el, și cu el îi convine să se apie fântâna lui în continuare, unii ar la 20 de metri, să ducă la 30 de metri, să ai vie la apă, să nu depindă de semnul nostru, ce întrebare. Că nu-i obligă nimeni. Eu am spus că și le dau și bani înapoi, nu știu cum, deși nu e normal. Dau bani înapoi, că dai de plătit la vrațare, 10 milioane, tot. Ia bani înapoi, dă-mi butoi, dă-mi apă, nu e, gata, să nu trai. Dacă chiar acolo se ajunge. Că sunt din astea porniți, porniți, nu... Adică oamenii mai câte ar sânge de gât că nu vrei să-i dai apă. Nu vrei tu, nu că nu ai. Da, despre asta e vorba de ce am spus la tămășoaia săpăm, e gata, a terminat săpat, amenajăm că suprafacem în zona de protecție, trebuie să ne legăm, mai durează un pic, trebuie să ne legăm la rețeaua de înaltă, de... Ba, trebuie să fii cu 380, cred că e. Că nici nu am vorbit cu electricianul, să fie. Aia trebuie împins în zona de radian, punem furtunul, comanda pe furtun și o să fie rezolvată. Ceea ce privește cu gazele, o să trebuiască să ne apucăm de treabă. Deja noi lucrăm parte de hărțogăraia de lucrăm. Acum, eu zic după mine că ar trebui să începem, undeva primul. Și de august, început de septembrie, ceva pe aici, pe acolo. Dar nu e nimic bătut în cuie, ar putea să fie mai târziu, mai degrabă nu sunt nicio formă, cu salinii, cu asfaltul, ne promit că anul ăsta se face, dar iar sunt sceptic, nu știu dacă da. Păi ce mai avem cu iluminatul ăsta inteligent, ăsta economic, tot pe CNI mai spuneam, am vrut să mergem în fund. Compania Națională de Investiții. Sper că acolo suntem cu iluminatul pe CNI. Suntem aproape de gata cu țăgura aia să începem schimbat. Avem foarte, 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 foarte multe proiecte. Avem la școala de la Tămășoaia, trebuie să facem încă spațiu școlar, am zis încă două clase, trebuie să schimbăm șarpanta și acoperișul de la acea școală. Aici, în zona Romilor, am mai făcut un drenaj de preluare a apei betonat cu biscuiți, cu beton cu tip biscuiți și aici tot treabă bună. Am demarat și lucrările, uite aici, cine dorește și vrea să vadă, am chemat o parte din consilier, domnul Voicu, a fost domnul Plop, a fost domnul Preșecaru, puteți vedea acum că acum a scos tot și pe dușumele, a scos, n-am rămas nimic. Am demarat lucrarea și la casa parohială de la Cuțofanești. Să vedeți ce acolo, deci se pare a fi banuț, dar nu-ți dă loc. O să fie justificat din banuț. Rest, nu m-aș plânge că nu avem bani, că nu, lucrurile merg înainte, dar nu așa cum ne dorim noi sau cum doresc eu. Despre asta este. În legătură cu apa, vreau să spun și câteva lucruri. Dacă urmărim un pic mass media, constatăm că seceta nu e o problemă locală, nici națională, ba chiar e mondială. Peste tot în lume e problemă
cu apa, așa că Consiliul Local nu poate face foarte multe, doar programul ăsta de apă, care e bun, pentru că cetățeanul știe când poate să folosească sursa de apă. Ce aș vrea să spun? Dacă am putea umbla totuși la orele astea dimineața, din ce cauză? Sunt navetiști care pleacă dimineața la 6. Dacă am putea să-l aducem mai spre dimineață, e un pic inconfortabil pentru cei care merg să deschidă vanile, dar dacă l-aducem mai dimineață, să reducem, să facem, eu știu, la 5, la 9. Nu știu, ce faci, mă, dacă dăm la 5, oricum nu aveți presiune la 5 și un sfert. Păi tocmai, am să zis la 5, să fie măcar la 6. Da. Dacă s-ar putea. Noi la 6 dăm acum. Deja da, primul tren s-a dus. Bine, acum copiii sunt în vacanță, copiii trebuie prea la de 7. Nu știu. O să încercăm să dă drumul, mai degrabă. Așa că... Dar ați văzut că am avut zilele astea când am lăsat toată ziua. Toată ziua, da. Dacă văd că este apă, las frate, că dorm eu la mine acasă. Da, sigur. Văd că ați căuzut și atât, dar e la rezervă, am trage și impuritățile, îmi face și dureri, rămâne coloana goară și până se aerisește coloana, e greu. E foarte greu. Am avut cel puțin zona aia pe acolo, la Nericu Matin, pe la voi, până se... Am văzut, și azi vedeam. Da, acolo zona aia cel mai greu se umple. Și noi nu putem lăsa până la... Lăsăm la o limită și când am văzut, am oprit-o. Până și spate coloana de doar. Da. Asta spun, adică noi căutăm să vedem apă, doamne, și nu o să facem programul, ce nu, e școala cu 5, nu niciun problem. Da, am mai discutat cu cetățeni și... Da, știi, doamne, doamne. Și-au umplut, eu am văzut ce e la urmă. Băi, și-au umplut vasele cu apă, toate vasele posibile și imposibile în curtea lui, tot șârgai. Și în căștile de război le-au umplut cu apă. Eu mi-am pus un sistem de ăsta cu picătura, n-am avut un an ăsta. Toată lumea zice, băi, bun că e bun. Și am un bazin de ăsta de o tonă și l-am umplut, cred că am o săptămână jumate. Nu am, încă nu am, nu l-am completat. Să zic că e mai puțin de jumătate și chiar nu am probleme cu legumele. Cuvânt, deci recomand la toată lumea. Nu credeam până când n-am făcut. Se reglează și din... Da, am se reglează și la diuzi. Da, nu se consumă apă, iar legumele văd că evoluează. Dar e doar la puțin. Da. Ce... Da, e doar la puțin. Ei, mai e. Da. Ba, da. Da, da. Depinde dacă ai încădere mare. Da, da. Eu l-am urcat după durere. Eu l-am urcat după durere. Și acum, acum astea sunt femeie. Am două astea sunt femeie. Și atunci și am făcut în acolo. Unde? Dimineața la 5. Îi dau drumul? Eu seara jumătate de oră, că la drumul. Da, nici o jumătate de oră. Chiar dacă zici că zmânează cu timpul, văd deocamdată. Am putut. Da, domnule. Domnul primar, cam vreo luni de zile au trecut ăștia cu foratul pe zona de muncă. Ce urmăresc? Au trecut spre partea asta. Plantează stâlpi. A, plantează stâlpi. Da, da, da. Nu au nicio treabă. Cu cei care sunt energomontaj, lucrează pentru planțele. Ia de la Cutinaș, nu mai știu unde duceați. La Da. Pe cei cu mașina galbenă sunt cazate la fornățel undeva pe dreapta. Au mai fost ceva în București, cred că s-aia cu gazele. Pe ceva de București sunt șești, ele erau montate. Ei sunt cazate la nivel de fornățel la tot. Asta e firma. Da, și plantează pilone aia, pe aceea vor veni cu stâlpi metalici. Da, așa este, explicația asta este. Da, pe partea cealaltă a linii. Dacă nu mai aveți, mergem în primărie să terminăm cu completarea și cu notele explicative să le dați. Da.